și nepoasele și mașina pe pasagerii microbuzului în picioare, conștienți, aparent stabili, doar trei au avut nevoie de îngrijiri medicale, prezentând traumatisme craniene de coloană cervicală și toracice. Celelalte persoane au părăsit locul accidentului, nesolicitând serviciile noastre. E vorba de femei, bărbați? Femei, bărbați, de vârste diferite, în jur de 40 de ani. Cei pe care ați preluat sunt femei sau bărbați? Sunt trei femei care au adus din partea stângă microbuzului în partea dreaptă. Să vă uitați. Mișcare. Venim pe bandă, dăm mobilița din spate că să depășească. Am tras puțin pe partea dreaptă. În sens opus veneau două mașini care să depășească din partea stradă. Și nu mai depășit pe altă mașină, care nu mai încăput. Și mi-a forțat intrarea, revenirea pe bandă în față. Când mi-a forțat că nu încăpea pentru cele două mașini. Am virat puțin dreapta. Când am virat, nu știu, tras în acostament. Și am sfârșit în care s-a fost. Și practic ați fost provocat de alt șofer care s-a băgat. Și căutat să evit impactul și... Câte persoane ați avut în microbus? 14. Din care rănită? Nu. O doamnă care a fost sub supraveghere, dar atât fracturi, leziuni, alte aspecte. Și de ieșit, oamenii cum au reușit să iasă din mașină? Mașina are curel la trapa de intervenție.
auzit, de acolo am văzut că e mașina așa și am venit să vedem care e problema. Acesta la blocuri. Da, și am venit aici și am văzut. Aici salvările, cum scotea din salvare și le băga în ea la alți, în celelalte. Oamenii au încercat să iasă singuri din mașină? Nu eram, nu eram aici atunci, pe moment, nu eram. Numai acum, când ăsta. Dar s-a auzit de unde stați dumneavoastră vreun bubuitură, ceva? Nu, nu, numai... Trecea lume și spune că... Ce? Bună ziua! Am fost solicitat astăzi în drum 11 și 15 minute pentru un posibil accident în zona comunei Bonțida, un microbuz răsturnat cu persoane. Ajut la fața lucrurilor, ne-am deplasat cu două autospeciale, respectiv mașina autospecială de apă și spumă și descarcerare și o autospecială de victime multiple, cu 6 subofițeri. La fața locului am identificat un autoturism microbuz de transport persoane cu 13 persoane, adulte și un copil. În urma accidentului a rezultat 3 victime. Au fost nevoie de colegii dumneavoastră să scoată pasagerii din mașină? Nu, n-a fost nevoie de ajutorul nostru, doar s-a asigurat măsuri PSI. DN1C la kilometrul 20+400 s-a comis un accident rutier, rezultând rănirea a 4 persoane, 3 dintre ele fiind transportate la clinica UCU1 pentru îngrijiri medicale. Din primele cercetări la fața locului, accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza neatenției conducătorului auto, corroborat cu efectuarea unor manevre greșite. În continuare, pentru stabilirea cu exactitatea modului care s-a produs accidentul, se face cerere de către biroul de la drumuri naționale, sub supravegherea procurorilor de la partidele primești de reacție.